Asta este Ultima domnul Șoldan. etapă a sezonului regular, în deplasare cu campioana României CFR Cluj, la clasică la Dinamo, Flaviu Țoican, antrenorul local, ultimul meci din acest campionat, întâlnim campioana României, chiar dacă avem o mulțime de accidentați, mergem acolo încrezători ca să facem o partidă bună. Nu ne va fi ușor, dar cred că prin dorință putem să facem un meci bun. Rămâne de văzut ce se va întâmpla după această partidă. Da, ce poate fi mai stimulativ decât un meci cu României pentru noi. Într-adevăr, e ultimul meci, în sfârșit. Știți cum e în fotbal, am văzut multe, am trecut. Știți foarte bine, este altul, va începe de săptămâna viitoare. Deci, repet, să fie un stimulant pentru băieți, cei care vor intra să-și facă datoria, să joace, fără niciun complex de complex. E un meci împotriva, ce poate să fie ceva mai frumos decât a ta să joci împotriva? Deci, cam asta e, mă rezum la asta, las pe mister evidență să mă răspundă la alte întrebări. Deci, un pic părerea mea despre meciul de mâine. S-a avut tot iar ghinionul asupra dumneavoastră, așa cum spuneați, sunt multe probleme de luat? Sunt multe probleme de Cristiano, Mihai, Ioanovski, Matei, Ioano, Patrick, Răuță, Iovanovici, Ricci Grigore, Rodriguez, drept de joc, Azancu și cel mai rău dintre toți, Tomozei. Dar cu toate astea, cei care au jucat mai puțin în această perioadă, trebuie să arate că merită oricând să îmbrace tricoul de titular. Dar de ce te-ai ajutat pe poate? Vorbeam odată cu Alex Răuță și cine intră pe poartă, parcă își pierde din calități. Cine e înalt, cine e gras, parcă e mai slab, cine are viteză, parcă nu mai are, cine are noroc, parcă are ghinion. Chiar nu pot să-mi dau seama, pentru că sunt accidente. De exemplu, Ricci Grigore are întorsă la gleznă. Jovanović la spate. Ivanov. Rămâne ca cei care vor să facă o partidă mare și asta vreau ca să mă canalizez. Acum canalizez energia exact pe ceea ce trebuie să facă cei apți. La morală vorbesc, dar mai bine. Mai bine este să obține și rezultate în urma unui joc bun, pentru că și noi cu Sepsi am făcut o partidă bună, o partidă mai ales prima repriză, o partidă destul de consistentă. Am făcut acele greșeli și am plecat învinși. Și normal că nu este o stare de bucurie, dar în schimb, ca și joc, consistență, chiar suntem pe un drum bun. Una mare de grijă atunci când se va face și să nu, sigur, echipa va merge mult mai bine. Așteptați lucrul ăsta să se demoleze actualul stadion și să... Până se va întâmpla lucrul acesta, sper să fie cât mai rapid, dar sunt convins că o să dureze mai mult decât noi. Că aș vrea să se întâmple în câteva luni, dar destul de complicat să se întâmple lucrul acesta. Ați rămas așa mai în stadion, pentru că, uite, Steaua are stadion nou, rapid, la fel. Am rămas la urmă și așteptăm acum, n-am ce pot să spun. Nu depinde de noi, nu, probabil că sunt alte lucruri trebuie făcute pas cu pas și de aceea se întârzie. La câteva ori, pe meciul vostru, pe zăpadă, pe ploaie, au jucat alte echipe de liga în timp. Mai concurs,
Slavule, nu știu, Arcul de Triunf, să jucați acolo, că o să se deschide și la urmă. Ne gândim la orice teren, gazon care este foarte, foarte bun, dacă este un stadion frumos, cu atât mai bine. Ne împiedică lucrul acesta. Sigur că nu e bine pentru starea gazonului că o să mai joacă alte meciuri. Dacă se permite lucrul acesta, înseamnă că este ok. Nu, normal că noi am vrea să fim doar noi, dar dacă nu se poate, nu se poate. E destul de dificil gazonul. Nu, dar faptul că se joacă multe meciuri pe un gazon, știi și noastră foarte bine că nu poate să prezinte în condiții senzaționale. Și așa suferea, și atunci nu poate să fie ceva care te bucură, dar este o necesitate, niciun fel de problemă. Cu drag.